Professore, prete ascoltatore Evangelie, andò rimane in piedi a tutti e sovviene con un tempio donne. Credo che merita donne so se molto meno, no? Credo che merita donne se fiesta vita, forse che ha vegliata sopra la nostra triasca donne. Spuneva un di donne se io, che te nasce. Dicevo, spuneva David che non sape donne, cari stesso spuneva. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. De unde l-a adus pe David și l-a făcut împărat? De la oi. Era păstor și Domnul l-a chemat. Când a trimis atunci omul lui Dumnezeu și a spus, când vei înceta, când vei înceta tu să plângi, atunci te voi trimite în casa lui Isai. Am ales pe unul. Și dacă Domnul a ales pe unul ca să lungă și l-a trimis, el se temea de Saul. Și pentru că Saul n-a făcut ceea ce a poruncit Dumnezeu. Și a spus, Doamne, știi ceva? Dacă Saul va găsi că eu mă voi duce în cetate, el are să fie să se ridice împotriva mea și are să mă moare. Și când Dumnezeu o trimite, știi ceva, iei o înviță și te duci în casa lui Isai. Și când intră omul lui Dumnezeu, Samuel acolo, îl vede pe Eliab, că era un bărbat voinic, un anchipeș, negreșit. O spus, acesta este unsul Domnului. Și Duhul Domnului vine și spune, nu. Nu este acesta. Pe acesta l-am lepădat de mult. Bucură-te, biserică, că Domnul nu te-a lepădat. Bucură-te, biserică, împreună cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng mărire Domnului. Așa spune Roman, capitolul 12, cu versetul 15. De când am intrat în cortul acesta, am simțit Duhul Domnului. Am simțit că Duhul lui Dumnezeu lucrează, a început să cerceteze inimile noastre. Nu la voia întâmplării am venit noi în locul acesta. Știți de ce? Pentru că Psalmul 118, versetul 24, aceasta este ziua care a pregătit-o Domnul să ne bucurăm. Aceasta este ziua care a pregătit-o Domnul pentru tine și cortul tău. Te înalți, Doamne, că Tu ai pregătit ziua aceasta. Ați auzit ce-o mărturisit și fratele? Azi e ziua Lui. Azi e ziua pentru cei care s-au hotărât. Spune în Eclesiastul capitolul 5, versetul 4, nu preceda. Dacă ai făcut o jurință înaintea Domnului, adu-o la îndeplinire. Pentru că Proverbe 27:1 spune, nu te păli cu ziua de mâine, că nu știi ce poate aduce o zi. Azi ești și mâine s-o sfârșit. Psalmul 39, acolo cu versetul 4, spune, Doamne, spune-mi cât de trecător sunt. Care este măsura zilor mele? Este numai cât o la de mână. Omul alargă, agonisește, strânge. Și până acolo că spune Eclesiastul, 3 cu 19, 17, 19, au ajuns să-și urească chiar și lucrarea lui. Cel mai înțelept de la Domnul Iisus în jos era Solomon. Nu știu dacă va veni cineva în urma mea să fie vreun om înțelept. Omul strânge, agonisește. Dar la urmă, cum e rămâne? Poate vine în urma ta, fie că e bărbat, fie că e femeie, și se îmbracă în haina ta și domină în tot ce ai făcut tu. Auzi și spune, frate, vine și pun pălăria din gata și tu spune, știi ce am de făcut? Ce ai de făcut? Spune-mi ca să știu și eu. Azi, fratele, ați auzit, hotărât. Vreau să mă predau în brațul Domnului.
Eu hotărâre bună din partea Domnului. Pentru că dacă Domnul nu-i punea pe inimă, Dumnezeu vede viitorul, tu nu-l vezi. Tu nu știi nici momentul. Dar cel ce știe și cântărește inimile este Dumnezeu. Ioan capitolul 13 cu versetul 10. Orice suflare al orice om care este pe pământ este în mâna cui? Și Eclesiastul locul 8 spune că omul nu este în stare pe suflarea lui, dar nici peste ziua morții ca să oprești. Este cel care a călcat pe bondul morții, mărirea Domnului. Merită Dumnezeu să-i mulțumim. Merită slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să înțelegem că un împărat a făcut o jurință. A spus, Doamne, auzi cum se negociază omul cu Dumnezeu. Doamne, dacă îmi vei da să câștig războiul, era împăratul Eftagalatitul, din judecătorul 11. Ce îmi va ieși prima dată pe poartă? Eu am să-ți aduc ție de jertfă. O făbună jurință, frate mei. Aș vrea să înțelegi, îmi spune, nu te pripi! Să deschizi gura înaintea Domnului, să faci jurință și să nu o duc la îndeplinire. Spunea și prietenul, nu este pentru aia, am spus și la sora, nu este, nu a primit, nici nu e predat, nu s-a predat, nu e nici botezat, doar s-a hotărât acolo în pușcărie. Acolo a spus, Doamne, Doamne, dacă mă-i scoate la loc la Psalmul 4, cu versetul 1 jos, Doamne, eu am să te slujesc, eu vreau să mă predau în brațul tău. De azi înainte, Doamne, vreau ca numele meu să fie scris unde? Domnul vrea să scrie numele în cartea vieții cei care vor să se predeie. Aș vrea să vină toți care vrea să se primească pe Domnul. Azi mai este cineva care vrea să se predeie Domnului? Să vină aici în față, fraților, care vrea să primească pe Domnul. Chiar dacă s-a îndepărtat, să vină aici. Domnul este acel care vrea să dea viață. Numai El poate să șteargă. Azi este momentul. Dumnezeu o deschide cerul. Cel care a făcut ochiul ar putea să nu vadă. Cel care a sădit urechi ar putea să nu vadă. Doamne, tu mă cercetezi de aproape. Vedeți, s-au cercetat sufletele acestea ca să vină în casa Domnului să se predeie pe brațul Domnului. Aș dori ca Dumnezeu să cerceteze orice suflet. Lacrimile din ochii voștri este strâns în murduful Domnului. Mai este cineva care vrea să se plece cu Domnul? Să nu fie rușine să vină în față. Vedeți, acesta este lucrarea Domnului pe care a pregătit-o Domnul. Dacă vrei, tu ai deschis, poți să vii în față și frață este acei care se vor ruga pentru frat. De astfel de oameni Dumnezeu dorește sincer, care vor să se recunoască. Numai Dumnezeu vrea să știe ce plan de lucru are Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște decât numai Dumnezeu. Și îl întreabă, păi stai, mai ai vreo unul șapte-o trecut înaintea lui Samuel. Și au spus, mai ai vreo unul? O, mai am vreo unul, este acolo. Dar aș vrea să înțelegi ceva. Este la oi. Și Dumnezeu spune omului Dumnezeu, duciți-vă după el și aduceți-l aici. Și când a venit David, spune Duhul Domnului, acesta este pe care l-am hotărât ca să-l fac împărat. Nu se știe niciodată când Dumnezeu te aduce aici și să te facă, te trece prin încercări, te trece ca să vezi și binele și răul. Și omului Dumnezeu s-a pus și inima să cunoască și binele și răul și nebunia și toate. Și la urmă au rămas fiul lui Dumnezeu, trăiască Domnul. Aici, fratele